Matei, capitolul 17. După șase zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor, fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-au arătat Moise și Ilie, stând de vorbă cu el. Petru a luat cuvântul și a zis lui Isus: Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici trei colibe. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care zicea Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea, de el să ascultați. Când au auzit ucenicii, au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Isus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis, sculați-vă, nu vă temeți. Ei au ridicat ochii și nu au văzut pe nimeni decât pe Isus singur. Pe când se cobrau din munte, Isus le-a dat următoarea poruncă. Să nu spuneți nimănui de vederea aceasta până va învia fiul omului din morți. Ucenicii au pus întrebarea următoare. Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Iisus le-a zis. Este adevărat că trebuie să vină Ilie, întâi Ilie, și să așa, așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut. Ce au făcut cu el, ce au vrut. Tot așa are să sufere și fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Când au ajuns la Anorod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus și i-a zis, Doamne, ai milă de fiul meu că ce este lunatic și pătimește rău, de multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Isus. Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l aici la mine. Iisus a certat dracul care a ieșit din afară din el și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii au venit la Iisus și i-au zis deoparte, Noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe, i-a zis Iisus. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia, mută-te de aici încolo și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. Dar acest soi de dragi nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Pe când stăteau în Galileea, Iisus le-a zis, Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorâ, dar la treia zi va învia. Ucenicii s-au întristat foarte mult. Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru templu, au venit la Petru și i-au zis, Învățătorul vostru nu plătește darea? Ba da, a zis Petru. Și când a intrat în casă, Iisus i-a luat înainte și i-a zis, Ce crezi, Simone? Împărații Pământului de la cine iau daruri și biruri? De la fiilor sau de la străini? Petru i-a răspuns, de la străini. Și Isus i-a zis, așadar, fiii sunt scutiți. Dar ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care vei veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea o rublă pe care iau-o și dă-le lor, pentru mine și pentru